Noul an școlar începe în plină pandemie de COVID-19, iar cursurile se vor ține fizic până la 6 infectări la mie. Doar 18% dintre unitățile de învățământ din România au cadre medicale în cabinetele școlare, ceea ce înseamnă mai puțin de o școală din 5. În acest context în care cabinetele școlare joacă un rol extrem de important, ministrul educației a mărturisit că se bazează pe sprijinul direcțiilor de sănătate publică. Invitată în studioul 360medical.ro, doamna dr. Oana Nicolescu, șefa DSP București, explică pe larg în ce condiții echipele mobile de vaccinare împotriva COVID-19 pot ajunge în școli când e necesară caravana mobilă. Aș vrea să vorbim despre școală. Începe școala în curând și ar trebui de data aceasta să ne facem și noi adulții, în special autoritățile, temele legate de prevenirea privind răspândirea COVID. Așa că aș vrea să vă întreb, DSP-ul, ce a întreprins și ce va face în continuare astfel încât să avem mai multă siguranță în școli și în grădinițe. Să știți că încă de anul trecut am realizat importanța acestui aspect și am realizat așa un grup de lucru, în sensul în care am inițiat întâlniri la nivel de ISMB, la nivel de Ministerul Educației, cu toți directorii din instituțiile de învățământ, în care le-am explicat la momentul respectiv ce înseamnă deschiderea unui an școlar în condiții optime, pe de o parte. Anul trecut. De asemenea, anul trecut ne-am asigurat prin reprezentantul ASSMB-ului, domnului director, că în fiecare unitate de învățământ există minim un cadru medical, și aici vorbesc de fie de asistent, fie de medic, dar există și școli în care există și medic și asistent. De ce era foarte important pentru noi? Știind că urmează ca partea legată de triajul epidemiologic să se realizeze de aceste persoane, de acești colegi ai noștri, pe de o parte, dar pe de altă parte faptul că aveam în vedere la momentul respectiv și ulterior s-a și realizat, faptul că le-am susținut gratuit partea legată de testare cu anticorpi, cu testele rapide. Acest lucru se poate realiza în continuare și anul acesta prin intermediul cabinetelor medicale. Cu alte cuvinte, în fiecare unitate de învățământ din București există un cabinet medical școlar unde există un cadru medical. Absolut, absolut. Și chiar mă uitam, să știți, peste cifre care sunt deosebit de așa mari, în sensul în care am distribuit la nivel de București peste 200.000 de teste. Din păcate, să știți că ele n-au fost folosite așa cum ne-am fi dorit. Adică, deși, vă repet, cadrele medicale au fost instruite de către noi cum, care este procedura, care este modul de raportare către noi, cam 10% din ele au fost folosite. Vorbim de testele rapide. Vorbim de testele rapide. Da? De ce nu credeți că au fost folosite prea multe? Cred că, nu știu, din faptul că implica foarte mult partea legată de raportare, pentru că le-am explicat că fiecare test folosit, fie că este vorba de un rezultat pozitiv sau un rezultat negativ, acesta trebuie să fie raportat către noi, întrucât ulterior trebuie încărcat în Corona Forms. Cred că aici au fost micile discordanțe n-aș vrea să spun în asumarea, și fiecare cum a perceput, de nevoie, dar este păcat să nu beneficiem de această testare gratuită în momentul în care ai cea mai mică suspiciune. Deci ai la îndemână aceste teste. Haide să facem testul respectiv, dacă situația o impune. Iar testarea acum o vedeți periodică în școli și dacă ați stabilit cumva care ar fi acea periodicitate sau când anume se impune să fie făcută testarea copilului, elevului, preșcolarului, respectiv cadrului didactic.
Noi să știți că această testare o facem conform metodologiei NSP, adică la orice suspiciune. Nu cred că aș merge pe ideea de periodicitate, întrucât în momentul de față, pe de o parte, o mare parte din profesori s-au vaccinat. Adică 50%. Copii, o mare parte, dar să știți că și o parte dintre ceilalți 50 au trecut prin boală și nu sunt puțini. Trebuie să luăm în considerare și acest aspect. Dar în același timp, faptul că istoria ne-a arătat că aceste tipuri de teste nu sunt atât de bine primite în rândul școlilor, am mizat așa, pe următoarea idee, că vom da curs solicitărilor venite din partea fiecărei unități de învățământ acolo unde ele se doresc. Adică dacă anul trecut am distribuit 200.000 și vă spun că toate aceste distribuții s-au făcut la nivel, prin noi, DSP București. În câte unități de învățământ? Peste 500 de unități de învățământ. A trebuit să le luăm înapoi, motiv pentru care în momentul de față le avem. Ele există la noi și, repet, putem să le dăm din nou către instituțiile de învățământ doar în urma solicitării venite din partea fiecărei instituții. Adică la cerere. La cerere, absolut la cerere. Cu atât mai mult cu cât să știți că pe partea aceasta de unități de învățământ anul trecut am mizat pe ideea ca profesorii să aibă centre de vaccinare destinate lor și am creat, ne-am dorit foarte mult și am creat. Au avut și lucrul acesta. Acum, ne dorim și cu siguranță există posibilitatea de a crea partea legată de vaccinare prin echipe mobile, acolo în unitățile de învățământ unde se solicită acest lucru. Deci fiecare director de școală, dacă are un număr de profesori care solicită vaccinarea, noi putem să facem acest lucru la nivel de DSP prin mobilizarea echipelor de vaccinare. Aș vrea să clarificăm aici puțin lucrurile pentru a nu se înțelege greșit, mai ales că deja au apărut câteva informații în spațiul public. Câți profesori sau câte cadre medicale ar trebui să fie într-un loc disponibile, doritoare de vaccinare, pentru a putea fi mobilizată echipa mobilă a DSP, pe de o parte, și aș vrea să ne faceți un pic o clarificare legată de existența centrelor de vaccinare în unitățile de învățământ. Încep cu sfârșitul. Sunt două lucruri total diferite despre ceea ce vorbim. Pe de o parte, centrele de vaccinare și vorbim de echipele mobile. Echipele mobile se desprind din centrele de vaccinare. Apropo de faptul că au apărut în spațiu public, precum că noi, DSP București, organizăm centre de vaccinare în școli. Nu, lucrul acesta nu se va întâmpla. Centrele de vaccinare există, dar în exteriorul școlii. Ce putem noi să facem? Să desprindem din aceste centre de vaccinare echipe mobile care să vină la școală să vaccineze. Unde? Bineînțeles că în cabinetele școlare, pentru că acestea sunt unități avizate de către noi și au toate condițiile necesare pentru partea legată de vaccinare. Pe de o parte, dacă se consideră la momentul respectiv ca această vaccinare să nu se realizeze în cabinetul școlar, avem posibilitatea și de caravană mobilă, adică o unitate dotată, mobilă, corespunzător, care să vină la școală pentru a vaccina. Acum, referitor la procentul pentru care ar trebui această echipă mobilă să se deplaseze, n-am avut în vedere, să știți, niciun procent. Dar acum, gândiți-vă că există în București N centre de vaccinare. Putem mobiliza aceste echipe mobile doar în cazul în care există un număr suficient de mare, să zicem, de profesori doritori. Eu spun că dacă există 1-2, cu siguranță pot să meargă 2-3 străzi la dreapta sau la stânga și vor găsi un centru de vaccinare. Și atunci, practic, în momentul în care, să spunem, sunt 10-15 cadre didactice, directorii școlilor pot solicita DSP acest serviciu. Absolut, absolut, pot solicita acest serviciu. Asta pentru profesori, dar putem să vorbim și despre copii.
da? Și copiii, din păcate, pentru copii este nevoie de acordul cu părintelui și să fie și prezent, dar și aici putem găsi soluții dacă sunt copii doritori pe partea legată de vaccinare la școală. Asta însemnând la copiii peste 12 ani. Absolut. Despre provocările cărora a trebuit să le facă față Direcția de Sănătate Publică București în toată această perioadă a pandemiei de COVID-19, dar și despre felul în care se pregătește instituția pentru valul 4 al pandemiei, veți afla de la doamna dr. Oana Nicolescu într-un viitor material video.